Comuna Mihail Cogălnicianu este una dintre cele mai dezvoltate localități rurale din Ialomița. Viziunea liberală și proiectele de dezvoltare elaborate de actualul edil Alexandru Dinu au modernizat treptat localitatea. Cu fiecare mandat, comuna a devenit mai prosperă, mai sigură și mai atractivă pentru tineri. Așa că prima grijă a primarului Alexandru Dinu au reprezentat-o copiii satului. Pentru ei, școala din localitate a fost reabilitată și modernizată, așa cum nu sunt astăzi multe școli de la oraș. Oamenii din localitate să aibă o viață mai bună, edilul a elaborat zeci de proiecte pe care apoi le-a transformat în realitate, asigurând un viitor trainic localității. Comuna are astăzi sistem de alimentare cu apă, străzi asfaltate și canalizare. Încet, încet am reușit să aducem această comună la standardele europene, zic eu, cu toate facilitățile. Lumină peste tot, apă peste tot, canalizare peste tot, șosele bune, școli, grădinițe, stadioane, sală de sport, terenuri multifuncționale. Clădirile instituțiilor publice din comună au fost reabilitate și adaptate nevoilor oamenilor. Pentru următorul mandat, Alexandru Dinu, candidatul Partidului Național Liberal la primăria comunei Mihail Cogălnicianu, mai are o țintă de atins. Alimentarea cu gaz metan a comunei. În 2021 vom fi branșați și la sistemul de gaze. Până la data asta am obținut aprobarea Consiliului Local Sândărei de a utiliza drumurile de exploatare pentru conducta noastră. Conducta este calibrată să poată să se branșeze în continuare la ea și UAT-urile Gura Ialomiței cu satul Luciu și UAT-ul Victoria cu satul Mihai Bravu printr-un parteneriat. E o sumă care depășește toate investițiile din Comuna Cogălnicianu în ultima 100 de ani. Fiecare stradă va avea o rețea de distribuție a gazelor naturale și fiecare proprietate va fi branșată gratuit. Fiecare stradă în parte va avea o conductă dimensionată în așa fel încât să facă față consumatorilor de pe acea stradă. Consumatorii de pe acea stradă vor fi cei care, în majoritate, care au semnat alte contracte. Este cel mai mare proiect pe care mi-ar plăcea să cred că îl derulez în continuare și îl voi derula pentru că vom câștiga acest proiect și este, dacă vreți, proiectul vieții mele. Pe masa de lucru a primarului Alexandru Dinu se află și alte proiecte importante pentru localitate. Pe strada Teilor, la fosta școală mică, va fi amenajat un loc de joacă pentru copiii comunei.
Un parc care conține un teren de joacă multifuncțional cu gazon sintetic, un parc de joacă pentru copii, un loc unde dotat cu aparate fitness, două mese de tenis, un foișor unde să stea părinții atunci când copiii se joacă în parc. Pentru a continua pe drumul modernizării, Comuna Mihail Cogălnicianu are nevoie în continuare de un primar liberal și de o administrație liberală. În 27 septembrie, tu știi ce ai de făcut. Din 28 septembrie, eu știu foarte bine ce am de făcut.